Uno, dos, tres, ¡ale! ¡Oh! ¡So, so, dai, dai, so, dai, so, 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 hai, so, hai, hai, hai. Ok, bravo. Bene, stai, 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 stai. Dorian, ia-ți două țărușii, te rog, și ciocan. Cert este că aici eu am vrut să-l chinui un pic pe Dorian, unde el are mușchii ăștia să dă cu atât puternic. Hai, încet, te ca mână, după aia de... Hai, dă-i. De sus, Dorian, de sus, de sus cu greutatea alea. Ăla-i. Și mâna slabă, mâna slabă să nu strebă mâna, ăla-i, dă-i. Bă, dar nu, că e greu. Deci vrei să spun un lucru? Faptul că nu știu să dau la baros a făcut ca ciocănitul ăla să fie de 5 ori mai greu. Am văzut la stonică, este o tehnică aparte ceea ce privește bătutul cu barosul. Și că eu am bătut cu barosul. Stai, mă, că ajungeam la tine, mă, nebun. Și că tu ai mușchi, dar nu poți să... Păi nu, mă, eu am mușchi, dar mușchii mei nu îi folosesc la da cu barosul pentru că am creier și îl folosesc pe internet, ești nebun. Ce? Păi, eu n-am aici, da? Am aici. Vezi? Ne mărim de la țară. Mamă, ce tare ăsta bumerang, ia. Am văzut că nu s-a prins, Dorian, că avem ce-o să vezi, hai să plecăm de aici. Gata, hai, ne-am mărit, ai pus, ai bătut două țărușe, a făcut el ciocanelele, nu știu dacă l-ați văzut. Poca, 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 poca. A văzut el în Albă ca Zăpada, în care a jucat Cosmin Seleși, nu știu dacă știți, erau piticii, care dădeau cu opta poca. Suntem pitici mișto, avem gagici cu fuste mici, ai ho, ai ho, și dau cu ciocanele, așa. Că mă uiți, zic, uite, bă, stare, ceas, cal meu. Mai stau puțin, mă mai vârt pe acolo, mă uit la vârci și pe lac tot cu un ceas, tot ca al meu, dar altul. Hai, mă, de ce bateți, mă? Cine bate? Cine, mă, nu-i bate, așa? Cine bate, mă? Uite, mă, ți-a luat ceasul sau ce? Și bate, mă? Toate Rolex-urile, mă, ne-și bate, mă. Ce, că batem noi cu Rolex-urile lui, auzi? Noi n-avem Rolex-urile, auzi? Bă, noi nu avem. Cine a bătut, bre? Păi uite el, mă. Tu nu vede că bate cu mâna halalantă. Zic, eu nu-mi iau ceasurile astea la muncă, după cum vezi, eu am ceas sport la mână. Tocmai ca să nu le stric. Dar de unde-s Rolex-urile tale? Păi că noi crezi că n-avem bani să luăm Rolex-urile noastre? Este cadou meu pentru tăticuțul meu de ziua lui. Băi, mi-a dat cadou, vin la mine și ia-ți tăticuțule. Eu de ziua ta, n-am venit bani, nu-ți iau. Și mi-a dat. Drăguț, mai ții minte cum ai făcut tu ieri când ai intrat rubinul lui tata? Da. Te pup. Hai, te luăm. S-a supărat că ce? Cu o zi înainte, Nea Mărin era foarte supărat că Ruby a intrat în rulota lui și a luat pălăria. Îți amintești cum ai reacționat în momentul în care Ruby a intrat în rulota ta? Imaginează-ți cum mă simt eu acum. Așa, rupeți nervii acum. Dacă ai nervi, m-am descărcat, gata, hai. Acum e ale. Pentru că dacă eu intru acum la vârciu în rulotă, nu vrei să știi cum face vârciu. Înțelegi ce zic? Dar cine i-a umblat în rulotă? Mai spun că hoțul l-am prins eu, că l-am fugărit și aruncat ceasurile. Și am salvat ceasurile. Și că l-am văzut așa supărat, am mai scos 5 milioane și i-am dat. Ia-mă 5 milioane și mai zâmbește un pic, că te văd trist așa. Ți-am zis să nu venim aici, că ne vede pânda! Când iei de undeva, te duci departe de victimă, nu te duci lângă da, victimă! De ce? Eu acum eu am primit cadou de la tine, eu treaba, nu? Treaba ta, cum te descurci cu el? E, până la urmă, l-am dat când mi s-a făcut milă. Dar nu zici că l-am prins pe ăla care ți-a intrat în rulotă și ți-a furat din rulotă. Și am luat ceasurile când a fugit și am fugit el pe plajă. Că-i căut pe cameră. Ce a, deci nu zici mult. Tu ai fost ăla. Păi nu. Gata? Am înțeles ulterior despre ce era vorba. Și eu sunt un om căruia îi plac glumele. Și gluma lui era super șmecheră, pentru că dacă eu mă întorceam și vedeam că nu sunt ceasurile acolo și că e dezordine, mă gândeam direct, îmi luase și banii din portofel. Adică era o chestie mișto construită, dar era normal să clocotesc un pic înăuntru. Pentru că intimitatea unui om e intimitatea unui om. Nu, mă deranjează că pe lângă faptul că mi-am luat niște ceasuri care sunt o investiție ca să bată țăruși cu ele, în al doilea rând mi-a făcut dezordine în haine. Este o lipsă de bun simț. S-a supărat. Ceea ce înainte nu se întâmpla. Dorian Popa nu era supărăcios. Dar știți, cu cât devii mai cunoscut, cu atât devii mai unii dintre noi. Mai neînțelești. Da, oamenii de multe ori se întreabă de ce ești performant. Uite de ce ești performant, că ești altfel decât media. Ce faci, mă? Vă aștept! Ai obosit? Aici! Am venit în bază, i-am dat țuica lui Nea Mărin. Nea Mărine, unde-i Liviu? Cred că e la somn. Și ce avem steagul Italiei? Cu ce angliști? A zis că e italianul. Fragola, fragola! O să o zi un pic prea lungă pentru noi, că muncisem toată ziua și se făcuse 7 și când tu trebuie să intri în scenă la 8, e foarte rău să fii pe fugă. Mai ales că fiecare dintre noi are momente. Unde te n-avem?
Haide. Am și uitat că n-am sprâncene, m-am obișnuit să mă vedeți în halul ăsta. E ca la circ. Deci aici chiar funcționează expresia asta, e ca la circ. Pălărie de asta nu-i bună, nu merge asta. Oh, ăsta-n Teaglaia, om. Care, mă, asta sau asta? Sau asta? Asta. Unii se machiază, alții se îmbracă, unii repetă, alții se încălzesc. E foarte tare. Îmi place maxim, jur, e wow. Uite pe săpăciția mici cum stau acolo. La începutul spectacolului din această seară, Sandy a venit la mine și mi-a zis: Nea Marine, sunt foarte mulți copii și am văzut că Dorian este iubit de copiii ăștia, de tineri. De ce nu facem piesa ultima, sfârșit spectacolul, cu la de... Dorian? De, da. Tu vrei asta? Da. Vreți, mă, facem așa? Da. Da, eu nu știu, aia cu hâț? O ai pe aia cu hâț sau ce are? Aia, pe singur. I-am spus, Dorian, Doriane, ai grijă că Butine ne închide în spectacol. Și când piesa și eu? Că piesa ta. Te pupă, tata, să mă. Și o filmă, da? Păi abia așteptam și de urma când am auzit acum. Tără, 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 tără. Nu intru, nu intru. Astăzi, marți, sala este mai plină ca niciodată. Astăzi am fost sold out în adevăratul sens al cuvântului, în sensul că n-a mai rămas nici un bilet de vândut. Ce plină, uite aici, pe partea asta, e plină aici. Era lume care stătea pe jos, că nu mai avea unde să se așeze. Ce? Eu zic sincer, am avut emoții de bucurie. La un moment dat, ei n-au mai făcut față la vânzare. N-au mai făcut față la vânzare de popcorn, sucuri. Ceea ce pe noi ne-a bucurat foarte mult. În primul rând, prin faptul că înseamnă imaginea și toate lucrurile pe care le facem noi încep să dea roade, iar pentru noi satisfacția cea mai mare este că, nu știu câți dintre voi știu, dar cel mai frumos lucru este să joci cu casa închisă. A venit momentul spectacolului. Am spus de fiecare dată când eu urc pe scenă, când începe un spectacol, eu am emoții foarte mari și fac treaba asta de vreo 22 de ani, până ajungi să pui piciorul pe scenă, după care încep să te calmezi un pic, să te liniștești și să îți faci treaba așa cum trebuie. Bună seara! Bună seara și bine ați venit la circ! Bine ați venit la circul Beluci! Dragi copii, dragi bunici, ce copii, dragi părinți! Când am intrat în scenă și am văzut de la un cap la altul al gradenelor plin de copii, de lume, mi s-a părut atât de tare și atât de frumos și atât de bună energie ne-au dat, că am văzut că oamenii vin să ne vadă, încât spectacolul a mers ca pe roate. Dragi mei, dacă sunt pregătiți pentru o seară magică la circul Beluci, alături de artiștii lui foarte, foarte talentați, au un rând de aplauze pentru artiștii Beluci! Lucrurile cresc și noi începem să cunoaștem publicul. Cine are probleme cu lunatismul, cu plouă? Da, fii sinceri acum, nu vă prefaceți! Nu jucați! Și noi, ridică mâna! Nu vă doare așa că plouă? Pe aici. Ce? Vreți să spuneți că faceți podul? Ce faceți? Foara? Pe mine mă doare, să știți. Dar de când... Acoperă mine. Dar de când a venit acest număr în circul Beluci, noi ne-am făcut bine. Ne-am vindecat. La pauză noastră, Tatiana! Dacă nu-ți curge circul prin sânge, așa cum le-am spus lui Sony, Dani și Sandy, n-ai ce căuta aici. Este o viață foarte grea, este o viață care implică foarte multă muncă, este o viață care este numai pentru cei care găsesc și fericirea și împlinirea din tot ceea ce se întâmplă aici. Hotel pe Batman, John Lester. Jackson, dacă nu visează momentele astea. Eu sunt sigur că ei sunt fericiți și trăiesc normal în condițiile astea atât de grele, tocmai pentru că ceea ce li se întâmplă pe scenă îi fericește mai mult ca orice. Ia, mă, iese! Nu știu care-i treaba cu seara asta, dar este cea mai frumoasă seară și uite, parcă e un făcut. Dumnezeu face ca ultima seară să fie și aia cea mai cea. Era plin de lume și m-am simțit așa, m-am simțit foarte bine și cu niște emoții constructive și
fost toți acolo în culise, am simțit mai concentrați, mai adunați cu toții. Ți-e teamă? Că udăm publicul. Dă cu apa. A, de asta da, un puțin. Dăm în sus. Vedem. O să stropim și oamenii din public, că la prima seară n-am stropit oamenii din public cu nimic. Deloc, n-am stropit pe nimeni. Adică să-i stropim pe toți, că e cu apă, e acuatico. Gata. Hai, hai. Cosmin e criminal, adică Cosmin, din prima zi, Cosmin a fost în rol total. 1, 2, 3! Adică este clar că rolul pe care el îl are aici vine mănușă. E ieșit mai bine numărul de data aceasta. În prima seară nu au făcut chestia asta cu apă, chiar să-l ude pe omul respectiv, dar de data asta... Apa, glamanți pe scenă, facem noi alea cu stropitul. L-am văzut eu cu strânga zic. Bă, băiatule, stai să vezi, poate... Hey, bravo! Acum vine, acum îl fac ăștia. M-am enervat puțin. Și drept urmare m-am enervat și l-am schimbat. Nu trebuia, mă! Bă! Era foarte tare cum îți strupie el. Ia uite, mă, l-a luat pe altul. Maurițiu, după spectacolul, m-a întrebat și, bă, de ce ai schimbat? Că era bună la zi, era bun. Ne strica tot numărul. Cosmin crede că în puțin se e superat. Dar asta nu e treaba bună. Trebuie că accept ce vine în scenă. Poate că cu asta se putea face altro grume. Cu asta băiațul. Bun, a fost bun, gata. Nu s-a supărat nimeni că i-am undat. E circo acuatico, adică, pe bune, e circo apă, e cald. Suntem la mare, e perfect. Și bine, să mă Dar chiar ne-a ieșit foarte bine numărul. A râs toată lumea, s-au distrat, a fost foarte frumos. Bravo, s-a ieșit perfect. Exact, a fost foarte bun. Foarte bun. Foarte bun. Bine, puteți să mai A fost bun. Tot de la noi, că dacă nu eram noi cu gălițile alea, era la solă treabă. Hai, Johnu. Johnule, ți-aduce aminte. Bun, deci suntem aici, fetele în spate, da? Așezate pe scaun, motherfucker, jocul l-am făcut, că-i simplu. Am introdus încă, să zicem, încă o chestie în plus față de ieri, doar că de data asta suntem doar doi, știi? Vedem dacă totul e la locul lui. La loc, la loc. Lipit bine la amândouă. E lipit bine, norocul cu scociul ăsta. Cu bandă dublu adezivă din aia. De lipit oglinzile. De lipit oglinzile de 300 de chile. Bă, bune, uite, eu. Deci trebuie să vă dați seama că... Poate, le mai dăm un truc, ia. Noi când ne scoatem banda aia... Scoatem cu tot cu piele. E cu piele. Un rând două de piele. E să mor. A fost foarte frumos că ne simțim ca într-o mare familie. Sincer, mie nu vine să plec. Privind în jur la cât de grandios e totul și câtă muncă depun oamenii ăștia, nu ai cum să nu te minunești, cum să nu apreciezi, cum să nu-i, să nu-i respecti. Cireașa de pe tort, uite! Am văzut aici elemente destul de periculoase, fără lucruri de protecție. E foarte periculos, nu e periculos, e foarte periculos. Numărul acesta se lucrează în echipă, nu de unul cu singur.
cineva nu a făcut cum trebuie, s-a dus. Acrobația azi poți sări bine, mâine poți să ai o traumă. Cazi. Am căzut, nu am nimerit salteaua. Că vreo 8 metri erau. Am avut noroc, da, așa să spunem. Noroc foarte mare. Am avut și cu piciorul, și cu mâna, și spița din alea am avut la mână. Și așa lucram, cu spițele așa. Circarii au un orgoliu al lor în a arăta că pot să facă lucrurile fără să se teamă. Face parte din lumea asta, lumea curajoșilor. Și fiecare este venit din câte un colț al lumii, fiecare are o poveste. Dacă stai și vorbești cu ei și îi asculți, fiecare are ceva special. Ai mei nici în ziua de azi nu știu ce fac eu în circ. Maica mea nu știe câte salturi învârtez, la ce înălțime lucrez. Nu vreau să o supăr, are suferințele ei, are frică. Eu mai bine îi spun că sunt un clown în circ și ea e mai liniștită, asta e. Dar ies pe scenă și dacă văd publicul, mă omoară. Îmi ridic așa o adrenalină și vezi că omul ăla rupe scaunul, știi? Și îi place și la urmă încă se ridică în picioare și îți aplaudă. Nu e chestia că a cumpărat el bilet, e chestia că tu i-ai dat emoțiile astea lui și el se simte bine și merge acasă și îi spune, da bă, ăsta e circ. Faptul că am putut să facem parte din lumea asta a lor pentru câteva zile a fost minunat pentru mine. Foarte, foarte frumos și foarte special. Ceva cu care sunt convinsă că nu o să mă mai întâlnesc toată viața mea. Mamă, ce reacție la lume! De 10 ori mai mișto ca ieri, nu? Hai, că vă ia pe voi, hai! Haide, hei, hai! Hai! Dorian a rămas cu Dani și le și chiar bine și în doi. Adică a fost puțin mai restrâns cercul. Au chestia în care te prind la mijloc, știi, și vin și te pupă și nu știu ce. A fost cercul puțin mai restrâns. Dar parcă și lor le-a ieșit din ce în ce mai bine. Capu! No, Bambi! No, Bambi, no, uitare! No. Mama rea! Dorian, ia ceva pe tine! Nu mai scutura, bre! Opa! I-am atras atenția lui Dorian, mă, ai grijă, fii și tu atent cum face Dani, pentru că în momentul când întoarceți prosoapele și vă întoarceți cu spatele către public, să văd chiloții. Ar fi bine să nu se vadă. Acum, nici el nu poate într-o zi, două, să aibă desteritatea unui circar profesionist. Dar le-a ieșit, a fost funny, toată lumea i-a aplaudat. Hai, hai, Liz, hai, hei! Andrei! Andrei! Aplauze! Dani! Da, care-i mal? Să vă luați asta. Pune-mă ceva pe tine. Pune ceva pe tine, că-i țara plină. Pune-mă ceva pe tine. După care asta Albanu un pic că m-a ridicat un pic momentul cu l-am dus pe greutatea. Nu. Gradul de periculozitate. Facem aia cu să levităm așa? Mie îmi place cu da pe jos. Să levităm așa pe jos. Mai bine facem aia grea cu mingi. Cu mingi. Periculozitate. Ne-am avut și plasă, nu știe nimeni. Ne-am avut plasă. Că nu poți să evoluezi fără plasă. Și ne-a ieșit foarte bine. Am reușit să avem interacțiune cu publicul, ceea ce noi ne-am dorit să facem umor. Ne-am jucat un pic și ne-am arătat că suntem stângaci în ceea ce facem, iar când a venit momentul cel cu trei mingi și am început, toată sala a izbucnit în aplauze. Ia, fii atent că le iese! Au făcut furori. Deci, îți dai seama, le-au trebuit câteva seri ca în sfârșit să le iasă și lor jonglerii aia cu bilele imense. Dar s-a văzut atât de frumos. E perfecțiune și nu ai cum să comentezi nota 10. Ce să-i zici la nota 10? Ia-te de Nadia comentarii. Na, spui în momentul ne iese oricum. Și fără mingi. Fără mingi, da. Și dacă te faci că arunci, ți iese.
Și am muncit foarte mult, să știe toată lumea, noi de o lună ne pregătim pentru acest moment, dar nu puteam să vi deschidem spectacolul tăticuțului nostru, Când intră Nea Marine în scenă, de fiecare dată am văzut că lume țipa, e foarte emoționată cu el. Și bineînțeles cu muzica română, dansul românesc și e foarte important. Intră în inima lor și pe ce face Nea Marine în televiziune și arată, adică lume iubește foarte mult pentru că cum e adevărat, așa e în televiziune, bineînțeles. Mă, dar ce-ai fost? Culegător, pomicultor, agricultor, în colecționar de jocuri tradiționale. Zic, asta am făcut. Și m-a întrebat el, dar totuși, cele mai vechi ritmuri care le aveam. Bă, uite, ritmurile de nouaș, așa, și zic, fii atent, uite, ce repede prinde publicul. Toată lumea cu mine, doi și... Foarte inspirat Andrei, a început să bată ritmul ca să nu grăbească. Dom'le, atâta energie, ăsta bătea cu bățul. Liviu bătea din palme și toată sala asta bătând ritmul. Am dansat ca într-un trip din ăla african, ca nebunul în mijlocul ringului aici. Fantastic. Bă, lăsând gluma la o parte, are 62 de ani. Deci cum dansează Neamă, eu mă umplu de energie de fiecare dată când îl văd. Mulțumim frumos! Foarte frumos! Bravo! Frumos. Bravo! Felicitări, domnul profesor! Eram gata de intrat în scenă, am zis, mamă, tura asta este beton. Eu nu prea am timp să mă uit la tot spectacol, pentru că sunt ocupat, se îngrija, se tot funcționeze ok. Anda și Rubi, împreună cu Ivan, au fost ultimul număr. Și atunci acolo am fost să mă uit la număr ei, pentru că chiar au făcut, în foarte scurt timp, au făcut un număr complicat, nu e simplu. Deci fetele riscă foarte mult, eu le apreciez, le aplaud la cameră deschisă, dar ce fac el este extrem de riscat. Măi, este o priză așa. Măi, oameni buni, dai mâna transpirată, se întâmplă ceva, o fracțiune secundă e nevoie să fie pe dos. Eu eram foarte atent la acest moment al lui Ivan cu fetele noastre și de-abia așteptam să le văd pe ele sus acolo când cade apa. Oh! A căzut, a căzut! Nu știam ce să cred în momentul ăla. L-a lăsat, cred, sau s-a întâmplat ceva, uite. S-a întâmplat ceva la mecanism. Io con l'anda in mano non siamo proprio caduti. Il motore si è mollato per terra abbastanza piano e l'unico problema è stato che io ero schiena indietro. Și am văzut în direct cum Ivan, din direcția în care se învârtea, s-a întors cu spatele în direcția aceea ca să o țină pe anda să nu cadă. Aterizând pe spate mi-a venit tot părul invers pe față, nu vedeam nimic, eram așa într-o ceață, nu înțelegeam unde am aterizat, de ce am aterizat, de ce suntem pe jos, de ce sunt peste Ivan. Am început să mă panichez în momentul în care Ivan s-a retras să ne facă semne că gata, asta a fost, s-a terminat. Ne-a făcut cu mâna așa. Și ziceam că mergem mai departe și facem tot ce trebuie, dar Ivan n-a vrut să-și mai asume niciun risc și ne-a făcut semn că gata, fetelor. Come io già tanta esperienza, per me non avevo problemi, però ho deciso così di fermare perché per proteggere loro, per la loro sicurezza. Final, 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 final,
L-am aflat ulterior că, de fapt, n-a avut niciunul din noi nicio vină, ci pur și simplu a fost o eroare tehnică. A sărit ceva. Am piele de găină, știi? Și mie mi-e frică întotdeauna și mi-e vine și să plâng de la nervi din asta. Motorul nu s-a oprit și am vrut să-ți fac ceva, dar nu am putut. Și asta a fost. Noroc, noroc, că a fost momentul pe care... Era la momentul de coborâre. Asta a fost. De asta este meseria. Credeți-mă, un artist în fiecare zi, în circ, când face spectacol, oamenii vine, îl aplaude, dar nu se gândește nimeni ce riscă un artist în circ. Vorba este show must go on. Da! Oricum, mi-aduc aminte că atunci când am intrat după momentul Anda cu partenerul, erau toți erau așa. Erau un pic, da. Erau speriați. Se vedea un pic. Da, erau mulți de uimire și ne-am spus, așa este în lumea asta a circului. S-a speriat cineva? Normal că nu! Dorian! Dorian! Și îl văd pe unul dintre băieții din echipă, exact așa îl vedeam cum aleargă în slow motion, zic, fai, asta e de rău. Dorian! Stereo din două părți a venit panica spre mine, zic eu trebuie să intru pe scenă, ce s-a întâmplat, că mai erau cel puțin 5-6 minute. Am luat-o la fugă, ne-am rins, spiera în spate. Dorian, de ăla, e de otru, Domitocu. Dorian, papa! Toate lucrurile au fost bune pentru că totul s-a terminat cu bine, nimeni nu a fost rănit, toți spectatorii au fost mulțumiți de show în sine și e frumos când vezi aplauze la final că au fost mulțumiți de ceea ce am făcut noi. Eu nu înțeleg nimic ce zici. Băi, dar nu pot să mă apunci, mă. Eu mi-am adus pisica de mare. Eu mi-am adus de multe. John, la un moment dat a început o ploaie în cerc și eu eram cu fetele în cerc, cântam hâți și în jurul nostru era un cerc de apă, bă, Johnule. M-am pe mine, iartă-mă, că suntem la televizor și pot spune așa, dar îmi place să fie naturală. Wow! Dragii noștri, mulțumim frumos pentru seara asta magică! Extraordinar, o seară nemaipomenită! O lăsăm pe hâți, hâți, Johnule! Mulțumim, seara frumoasă tuturor, fără incendiară, Doamne ajută! Una peste alta, cu muncă, cu stres, cu râsete, cu distracție. În momentul în care am încheiat ziua asta, ultima și spectacolul, și am ieșit afară și am văzut masa aia întinsă de 245.000 de persoane, că familia e mare aici în circ, mă, m-am simțit atât de bine, alături de oameni care sunt nu numai colaboratori, ci și dragi. Și credeți-mă ce vă spun, mâncarea e mult mai gustoasă când o mănânci la grămadă. Când ne băgăm noi mâinile acolo și ne luăm din castroane și ne punem aia, mâncarea are alt gust. Acest grătar este oferit tuturor de către moldoveni. Moldoveni, da. Să trăiască moldovenii! Yeee! Și următorul, cu siguranță, îl vor da tot moldovenii. Că italienii sunt zgârciți. Mă, vacă, se simțea că e o seară de adio, la revedere, știi? Era ultima seară și cu Sony, cu Sandy, cu Dani, cu ceilalți artiști din circ. Am mâncat toți, am băut un par de vin. A fost taci așa, știi? Yeeey! Bravi!
cercul este casa lor și îți zic sincer, o casă mai frumoasă și mai primitoare de atât, nici nu cred că găsești. Îmi place foarte mult stilul lor de viață, îmi place foarte mult cum trăiesc. Bravi tutti, bravi tutti davvero! Faptul că vedetele sunt aici cu noi și Neamarin fiecare zi, pentru mine Neamarin înseamnă un tată. Noi acum avem probleme și tatăl meu nu e aici și, bineînțeles, ar trebui să avem cineva care... Ai, mă emoționez. Și asta e. Da. Să dea Dumnezeu să fie bine. Da, să spera să fie bine. Să fie bine. Mersi. Păcat că se termină. Nu cred, sunt convins că nici ei, dar nici noi nu o să uităm niciodată.